O a doua alertă cu bombă a fost anunțată în jurul orei 12 la Timișoara. Avertizarea a venit aproximativ 2 ore după ce a fost o alarmă falsă, tot cu bombă, la Liceul Catolic din oraș de această dată. Mai devreme, aproape 500 de copii și zeci de cadre didactice au fost evacuate, dar acum polițiștii au decis să nu mai aplice aceeași regulă. De ce au luat această hotărâre? Aflăm de la Mihai Volușescu. Mihai. Bun găsit tuturor! Oficial, în urmă cu puțin timp, am reușit să primim de la autorități informații. Este o alarmă falsă și cea de-a doua alertă cu bombă primită la 112 de la centrul comercial de la care transmitem în acest moment. Polițiștii au venit aici la fața locului și au făcut verificările de rigoare împreună cu echipele speciale ale pirotehniștilor și au luat decizia să nu evacueze întreg centrul comercial, pentru că vorbim și despre foarte multe clădiri de birouri, tocmai pentru că era prea mare posibilitatea ca această alarmă cu bombă să fie adevărată după cele întâmplate în această dimineață la Timișoara, când un alt apel la 112 a anunțat de această dată un atentat, un posibil atentat cu bombă la Liceul Catolic, acolo unde aproximativ 500 de elevi au fost evacuați din școală și și-au petrecut cel puțin o oră în curte la minus 4 grade până când echipajele speciale au făcut verificările de rigoare. Acum, oamenii legii, ancheta oamenilor legii, pentru că deja vorbim despre o anchetă, trebuie să scoată la iveală cine a făcut într-adevăr aceste apeluri, dacă este vorba despre aceeași persoană. Din informațiile pe care le avem până în acest moment, sunt informații proaspete, ar fi vorba în apelul de dimineață la 112 despre un minor care ar fi alertat autoritățile, însă, bineînțeles, polițiștii nu exclud și celelalte posibilități.